Vă salut, dragilor! Astăzi vom vorbi despre traista ciobanului, numită și capsela Bursa Pastoris. Aceasta este o plantă anuală sau bianuală, folosită adesea în scopuri culinare, în special în bucătăria asiatică. Deși este considerată deseori ca fiind o simplă buruiană, traista ciobanului este foarte cunoscută în medicina tradițională pentru multiplele virtuți terapeutice. În funcție de regiunea geografică, o mai întâlnim și sub denumirea de străița ciobanului, tăscuță, punguliță, plosca ciobanului sau punga babei. Numele vine de la păstaia plantelor care arată ca o traistă. Planta poate fi adunată de la înflorire până la apariția fructificării și poate fi uscată pentru a o utiliza ulterior. Se spune că în timpul primului război mondial, traista ciobanului a fost folosită pentru a opri sângerarea atunci când nu erau alte mijloace disponibile. Pliniu cel Bătrân descrie semințele plantei ca fiind un laxativ important și afrodisiac. În prezent, traista ciobanului este apreciată în medicina naturistă pentru proprietățile sale astringente, analgezice, homeostatice, antitumorale, antiinflamatorii, antifebrile, antiscorbutice și antidiareice. Planta conține flavonoide, taninuri cu efect cicatrizant și antihemoragic, acid fumaric, săruri de potasiu, ulei volatil, alcaloizi, colină, acetilcolină, cât și vitaminele A, B1, B2, C și K. Traista ciobanului ajută la normalizarea circulației, la corectarea tensiunii arteriale ridicate sau scăzute și reglează acțiunea inimii. În medicina tradițională chineză este recomandată pentru tensiunea arterială cu rezultate dintre cele mai bune. Este un remediu popular pentru cancer, deși acest lucru a fost demonstrat doar pe studiile făcute pe șoareci. Se pare că acidul fumaric reduce semnificativ creșterea și viabilitatea tumorii. De asemenea, este o plantă care ajută la accelerarea funcționării țesuturilor, oferind mai multă energie și fiind recomandată ocazional ca tonic general. În plus, traista ciobanului îmbunătățește vederea prin concentrațiile mari de potasiu și vitamina C, nutrienți care sunt esențiali pentru menținerea unui iris sănătos. Datorită caracterului ei homeostatic, în trecut, planta se recomanda mai ales femeilor în cazul menstruațiilor abundente sau prelungite. Este de ajutor în toate tipurile de hemoragii, precum cele nazale, stomacale și intestinale. Ceaiul se recomandă și pe timpul menopauzei. În cazul rănilor în care sângele nu se mai oprește, infuzia de traista ciobanului are un efect homeostatic imediat. Totodată, accelerează vindecarea rănilor minore, a vânătăilor, a tăieturilor și este un bun remediu pentru varice și hemoroizi. Îi poate ajuta și pe cei care suferă de atrofe musculare și articulații reumatice. Unii practicieni ai medicinei alternative o recomandă și ca tratament natural al cistitei, enterocolitei și al afecțiunilor sistemului digestiv. Este utilă și în vindecarea și prevenirea scorbutului. Se consideră că stimulează mișcările intestinale, reglează și revigorează sângele. Traista ciobanului este benefică și pentru afecțiunile gastrointestinale, cum ar fi diarea cronică, colici și dizenterie. Ca adjuvant, planta se mai utilizează în hipercorticism și în hipotiroidie. Ceaiul preparat din traista ciobanului crește volumul și fluxul de urină, ajutând la curățarea sistemului urinar. Pentru prepararea tincturilor, ceaiurilor și decocturilor, este folosită partea aeriană în timpul înfloririi. Ceaiul se obține din o lingură de flori uscate la o cană cu apă clocotită. Se bea 1 sau 2 ceaiuri pe zi, în cazul hemoragiilor nazale, stomacale și intestinale. Se recomandă atât în hipertensiune cât și în hipotensiune arterială. Tratamentul se întrerupe când se normalizează circulația sângelui. Cura recomandată pe timpul menopauzei este de 2 cești zilnic pe parcursul a 4 săptămâni, cu pauză de 3 săptămâni și din nou 4 săptămâni de ceai. Tinctura se utilizează pentru angină pectorală, insuficiență cardiacă, diaree, dureri de stomac, ciclu abundent și dismenoree. Aceasta se prepară din 200 de grame de plantă la 1 litru de alcool de cel puțin 50 de grade. Dacă este folosită în scopuri culinare, poate fi fiartă sau adăugată crudă la salate. Pentru ciobani a fost folosită ca plantă de sute de ani și este consumată ca mâncare simbolică pentru festivalul de primăvară japonez Nanakusa no Seku. Traista ciobanului, o plantă atât de valoroasă, dacă este consumată în exces, poate provoca somnolență și poate afecta sistemul nervos central. De asemenea, conține substanțe chimice cunoscute sub numele de oxalați, care se presupune că pot contribui la formarea pietrelor larinichi. Este bine să o evitați dacă folosiți sedative pentru somn. Totodată, nu este recomandată femeilor însărcinate, deoarece poate declanșa contracții sau poate induce menstruația. Nu trebuie niciodată utilizată pentru tratarea scaunelor, a urinei sau a vărsăturilor sângeroase. Apelați de urgență la medicul dumneavoastră dacă prezentați oricare dintre aceste simptome. Acestea au fost informațiile pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați. Iar dacă deja v-ați abonat, puteți apăsa pe clopoțelul din dreapta pentru a primi notificări de fiecare dată când postez. Foarte mulți oameni sunt bolnavi. Din nefericire, aceștia caută cu disperare vindecarea în exteriorul lor, lungind la infinit cozile de la ușile cabinetelor medicale, dându-și ultimii bani pe medicamente, dar continuând cu inconștiență să ducă zilnic același stil de viață greșit și nesănătos. Fiecare trebuie să hotărască pentru sine ce reprezintă și cât valorează propria-i sănătate. Nu uitați că materialul are caracter informativ. Înainte de a începe orice fel de tratament naturist, trebuie să faceți un test de alergie la tipurile respective de produse. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomand să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist. Vă mulțumesc, vă doresc pace și lumină în suflet.